Bine ați revenit în Galeria de Artă a Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Iată că recunoaștem cu toții că trăim niște vremuri dificile și parcă când văd atâta lume, mă gândesc că biblioteca a prins viață din nou, după câteva luni în care a stagnat și în care ne-am uitat pe geam, ca și copiii mici, așteptând utilizatorii să vină să împrumute carte, pentru că, din păcate, în ultimele luni, din cauza pandemiei, nu am mai putut organiza evenimentele cu care v-am obișnuit an de an. S-au pierdut câteva evenimente culturale frumoase pe parcursul acestei veri. An de an, împreună cu primăria, biblioteca organiza caravana filmului românesc, o săptămână de proiecții de filme românești în aer liber. Din păcate, n-am putut să facem acest proiect drag nou în acest an. Vreau să facem și un festival de folk, tot afară, în spațiu liber. Stagiunea muzicală, stagiunea de muzică clasică, pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră o iubesc, ca să nu zic o îndrăgesc. Și în momentul de față suntem în discuții, încercăm și cu colegii de la ISU Bacău să găsim o modalitate ca măcar acest proiect, stagiunea muzicală, să continue cu limitarea numărului de persoane și cu distanțarea socială și cu respectarea celorlalte norme, să putem continua în spațiul de concerte al Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Așadar, mă bucur să vă revăd. Sunt foarte bucuros că ați venit în număr limitat, dar mare, de persoane. Și sunt bucuros și pentru că avem o expoziție foarte frumoasă. O expoziție cu multe chipuri, nu știu, din toate domeniile, dar plăcute vizual și din punct de vedere al paletei de culori și din punct de vedere al expresiei fiecarei persoane expuse în aceste imagini. Toate acestea se datorează invitatului și artistei care expune în această zi la biblioteca noastră, doamna Cristina Tudose, pe care eu zic că vin la început de drum să o și încurajăm prin aplauze și să-i spunem bun venit în galeria noastră. Doamna Cristina Tudose se vede că este foarte talentată. A debutat în pictură în urmă cu 4 ani, a expus pentru prima dată în urmă cu 2 ani, a participat la câteva expoziții importante, dar colective. Și iată, putem spune, prima expoziție importantă în galeria de artă din cadrul Bibliotecii Radu Roseti la Onești și cu un public numeros și ne bucurăm de prezența criticului de artă Iulian Bucur, care de fiecare dată necondiționat vine în biblioteca noastră și vorbește foarte frumos despre artiștii care expun. Și mulțumim că și astăzi și-a făcut timp să fie alături de noi. Mulțumim, Iulian, și de fiecare dată ne bucurăm când vii și ne vorbești despre ceea ce crezi tu că reprezintă aceste exponate. Să-l aplaudăm și pe el. Dacă tot l-am aplaudat, să-mi permiteți acum să-i dau și cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua, dragi prieteni oneșteni! Nu vin necondiționat la dumneavoastră. Condiția pe care o cer este calitatea. Și știu că aici, în această instituție, în această bibliotecă, această condiție este mereu cu supra de măsură îndeplinită. Atunci vin cu bucurie. Acum un an, tot aici, pe aceste simeze, două domnișoare, Elena și Teodora, aici de față, își făceau debutul, așa, într-un fel de simfonie a copiilor, într-un fel de simfonie a jucăriilor. Asta se întâmpla acum un an, în septembrie din anul 2019. Iată, în septembrie anul 2020 s-au întâmplat atât de multe, au uitat atât de multe persoane și parcă mi-era dor să vin din nou la dumneavoastră și am primit această invitație care suna simplu, expoziție de pasteluri. Suna simplu, dar extrem de incitant. Drumul care se face de la Bacău până la Onești, așa prin niște păduri, trece prin
cad pe lângă niște case frumoase și cumva gândul pe care l-ai în cap este că vei ajunge la o expoziție de pasteluri și există un fel de prelungire. Mintea cumva evadează, călătorește și se impregnează de ceea ce vede. Toamna e, dacă vreți, anotimpul pastelurilor. Pastelurile sunt posibilitatea noastră să fim prieteni cu artele plastice, posibilitatea noastră să fim prieteni cu natura. Această expoziție este atunci un fel de prelungire a lui afară înăuntru. Și avem atât de multă nevoie în aceste vremuri tulburi, în aceste vremuri de boală, avem nevoie să putem evada și în acest fel, sau mai ales în acest fel. Ne e tare greu să mai mergem prin lume, toate sunt închise, toate sunt oprite, sau aproape toate sunt închise, aproape toate sunt oprite. Și domnișoara Cristina Ponuță știe foarte bine lucrul ăsta, pentru că dânsa călătorește mult, călătorește peste tot în lume. Iată că nu mai putem călători în mod real, avem această nesperată șansă să călătorim în mod imaginar. Și o expoziție de artă și o expoziție de pasteluri nu este altceva decât o asemenea uriașă călătorie imaginară. O călătorie prin spații, o călătorie printre peisaje, o călătorie printre naturi statice și o călătorie printre portrete. De fapt, acestea sunt marile teme pe care le abordează Cristina Tudose. Pastelul este foarte prietenos cu peisajul, într-adevăr. Pastelul este foarte prietenos cu natura statică și există un exercițiu sublim atunci când încerci să reprezinți un chip, o față, cu această tehnică a pulberelor colorate, a prafurilor colorate, pentru că pastelul ăsta este o tehnică a prafurilor colorate. Suntem făcuți din carne, dacă vreți, și cumva aceste pulberi, acest pământ colorat, trebuie cumva să refacă ceea ce s-a întâmplat la începutul lumii, atunci când Dumnezeu a luat niște pământ, niște praf, l-a înmuiat cu apă și ne-a construit. Pictorul asta și face. Cristina Tudose asta și face. Aceste prafuri colorate, aceste pulberi, le face să fie foarte ascultătoare și să se recompună în chipuri omenești. De ce nu acuarelă, de ce nu uleiul, de ce nu acrice și pulberi? De ce pasteluri? Pentru că pictorul trebuie să construiască o relație cu personajul său. Și se pare că atunci când lucrezi cu pasteluri, ai un pic mai mult timp să te împrietenești cu cel care îți pozează, în mod real sau în mod imaginar. Există un timp în care tu poți să meditezi. Există un timp în care tu poți să vorbești cu personajul tău. Și acest timp îți este dat de tihna pe care ți-o oferă pastelul. Când lucrezi cu pastelul, trebuie să-l atingi, trebuie să atingi suprafața, mai ales cu degetele tale. Pentru că în felul ăsta, linia poate să devină pată. Punctul poate să devină linie. Și trebuie să vă imaginați că nu sunt diferite gesturile pe care le-a făcut pictorița noastră, pe care le-a făcut Cristina Tudose, nu sunt diferite de gesturile pe care le-a făcut acel prim arhitect, în primele zile ale lumii, când cu pulberi colorate ne-a construit pe noi. Nu e aproape nicio diferență. E, dacă vreți, o diferență numai de dimensiune. Numai de dimensiune. Și nu o diferență de esență. Urmăriți aceste personaje și încercați să vă împrieteniți și dumneavoastră cu ele, cum s-a împrietenit Cristina Tudose. A pătruns prin ochii tuturor acestor pe care și numește. Am văzut rar atâta dar. Vedeți, pictorii uneori ne ignoră pe noi cei care privim și nu-și numesc lucrările sau își numesc lucrările, dacă vreți, într-un mod un pic superficial. Compoziții, portrete și așa mai departe. Ei bine, Cristina Tudose, în această seară, ne oferă și titluri. Ne oferă... E un dar absolut, un dar complet. Ei bine, mergeți pe lângă lucrări și culegeți aceste titluri scrise mari și scrise frumos și scrise pentru dumneavoastră și împrieteniți-vă cu personajele Cristinei Tudose. Împrieteniți-vă pentru că vă veți împrieteni, de fapt, cu artista.
Nici nu se poate altfel. Atunci când un pictor își construiește un personaj, de fapt se construiește pe sine. Nu există o mare diferență între personaj și artistul plastic. Dar e foarte adevărat că după ce artistul plastic lasă mâna, lasă pensula, lasă penița, lasă culoarea, lasă pulberele, atunci lucrarea pe care a făcut-o devine un dar pentru dumneavoastră, devine un dar pentru noi. Și atunci, dacă noi suntem prieteni cu lucrarea, lucrarea a fost prietenă cu pictorița și ne vom deveni prieteni toți și lumea va deveni mai frumoasă. Aceasta este și invitația pe care ne-o face în această lume tulbure, în această lume de boală, ne face Cristina Tudose, să fim prieteni. Și lucrul ăsta se vede numai la nivelul portretelor. Portrete care formează aproape o friză. Portrete care sunt precum într-un mare muzeu. Portrete care merg peste, care vinde peste tot din lumea întreagă. Portrete de oameni tineri și de oameni mai puțin tineri, de oameni mai colorați și mai puțin colorați. Toată lumea este prinsă acolo, toată lumea este ilustrată. Pentru că a noastră pictoriță de aici de lângă mine cumva cultivă acest sentiment al relației care trebuie să existe numai decât între noi. Această prietenie se vede și atunci când Cristina Tudose abordează peisajul. Pastelul, pulberea asta colorată, ne ajută să ne apropiem mai mult de lucrare decât alte tehnici. Și știe foarte bine lucrul acesta, pictorița de lângă noi. Și putem să ne apropiem mai mult decât în alte situații. Există mai multe puncte de fugă în lucrările ei, pentru că nu sunt construit în dimensiunea asta academică, în care avem o perspectivă liniară, ci perspectiva este mai degrabă una atmosferică. Și perspectiva fiind atmosferică în lucrările ei, în peisajele ei, avem tot dreptul să ne apropiem mult și să ne îndepărtăm mult de lucrările ei. Și putem în felul ăsta să avem mai multe tipuri de înțelegere. Putem să pătrundem și mai ușor și mai greu. Și putem să stăm oriunde în această galerie, în această expoziție și să simțim peisajele ca ale noastre. Și să ne simțim parte din peisaje. Pentru că există o lumină specială. Vedeți? Când lucrezi în uleiuri, trebuie numai decât să folosești lumini și umbre, întuneric și lumină. Atunci când folosești aceste pulbere colorate, nu mai ai nevoie deloc de întuneric. Lumea se construiește parcă singură și atunci avem dreptul și noi să sperăm și să visăm că suntem într-un fel ipotetic autorii acestor peisaje. Aceasta este a doua invitație pe care ne-o face Cristina Tudose în această seară. Să pătrundem încet în colțurile de lumină albă, lumină de paradis. Știți, în paradis am înțeles că nu sunt deloc umbre, că lumina este integrală și nu umbrește cu nimic. Cam așa arată și lucrările Cristinei Tudose. Niște colțuri paradisiace, pentru că lipsește din aceste peisaje, lipsește cu totul întunericul, lipsește umbra. Nu ai nevoie de ele ca să înțelegi cum s-a construit peisajul. A treia invitație pe care o văd aici de față este invitația naturilor statice și a florilor. Florile sunt atât de feminine și aceasta este o altă direcție pe care vă invit să o urmăriți în această expoziție. Feminitatea acestei expoziții. Arta feminină are caracteristicile ei. Și în această seară, această artă feminină a culorilor care sunt mai prietenoase între ele decât de obicei, în arta făcută de bărbați, în care liniile sunt un pic mai dulci decât în arta făcută de bărbați, trebuie toate aceste lucruri să le simți și să le vedeți în această expoziție atât, atât de feminină. Acesta este darul pe care îl face Cristina Tudose, venind aici și punând atât de apropiate lucrările, încât se transformă ele într-un singur film. Un film cu chipuri și noi suntem tot chipuri, un film cu peisaje și noi suntem peisaje și un film cu naturi statice. În spatele meu defilează niște personaje care poate vin de acolo, de la Cașinul ei atât de frumos. A fost un pictor care a venit pe aici, pe la noi, îl chema Ștefan Lucian. El însuși probabil cel mai mare autor de pasteluri din pictura românească.
La un moment dat a făcut pasteluri și pentru că mâinile nu prea l-ascultau. Și atunci pastelurile fiind atât de domoale și fiind atât de docile și răbdătoare cu artistul, pentru că așa sunt pastelurile, sunt răbdătoare. Ștefan Lucian a trecut la ei. Ștefan Lucian a lucrat la Moinești, a mers pe Valea Clotușului, s-a întors pe Valea Tazlăului. Cumva aceste locuri au fost vizitate de Ștefan Lucian de la București. Ștefan Lucian care spunea despre locul ăsta că îl iubesc. Era o iubire, cum se cheamă, mai mult decât platonică. Ștefan Lucian venise aici să se trateze în acest loc, în acest loc frumos care este locul acesta al Moineștilor. Ei bine, vă spuneam despre faptul că Ștefan Lucian este un autor de pasteluri și există o legătură, dacă vreți, nu o filiație, dar o legătură așa undeva, unde toate se unesc, între pictorița noastră și Ștefan Lucian. Există tot aceeași înțelegere, prietenie, loc pentru toată lumea. Atunci când, chiar dacă sunt atât de apropiate, avem loc, avem timp și avem disponibilitate să pătrundem și să gustăm aceste lucruri. Pastelurile sunt nu numai pentru ochi, pastelurile sunt și pentru auz și încercați să auziți zgomotul acesta fin al pulberelor colorate. Pastelurile sunt și pentru vârfurile degetelor, pentru că pastelurile nu sunt așa, așa se și realizează. Se pune mai întâi un deget de pulbere și apoi degetul începe să întindă. Și apoi degetul începe să întindă și cumva să creeze miracolul asemănărilor. Și pastelurile sunt și pentru un fel de gust straniu. Putem să le și gustăm. Știți, gustul este un fel de a simți primitiv. Dar cu toate astea vă invit să vedeți cum reușește atunci, de exemplu, cum este o floare, să vedeți cum aproape că parfumul ei vine înspre noi, că gustul acestei flori vine înspre noi. Toate aceste simțuri sunt aici potențate, în aceste lucrări. În acest parcurs, dacă vreți, un parcurs pe care trebuie să-l facem cu toți, pentru că suntem aici, în clipele astea stranii, care iată, suntem cu mâști pe față, avem posibilitatea să evadăm, avem posibilitatea să evadăm și avem posibilitatea să călătorim, ipotetic, în locurile, în lucrurile, în rațiunile și în sentimentele pe care le-a trăit, le-a văzut și le-a pus pe hârtie și le-a pus pe pânză Cristina Tudose. După cum vedeți, nu este mai o expoziție de pasteluri, așa cum cu modestie și-a intitulat expoziția la început, ci este mult mai mult. Măcar și pentru faptul că ne-am întâlnit cu toții aici, e mult mai mult decât o simplă expoziție de pasteluri, așa cum cu modestie și-a intitulat demersul pictorița noastră, artista noastră. Toate acestea să le luați cu dumneavoastră, dragi prieteni. Nu știm cât va mai dura boala, nu știm cât va mai dura, cât vor mai dura clipele astea în care aproape că nu ne recunoaștem. Trebuie să facem un efort să știm cine suntem. Luați-le cu voi. Iată, tablourile nu au măști. Luați-le cu voi și păstrați-le și purtați-le. Măcar până la următoarea întâlnire, dar încercați să le păstrați definitiv în inima dumneavoastră. Cristina Tudose, vă felicit pentru această expoziție, în aceste clipe tulburi. Să știți, orice expoziție este o reînnoire a unui crez. Un artist plastic face cu fiecare întâlnire de acest fel, face o reînnoire a crezului său artistic. Nu există un moment mai solemn, dacă vreți, decât această întâlnire în care artistul stă și așteaptă aplauzele dumneavoastră și așteaptă înțelegerea dumneavoastră. Dumneavoastră nu și vă trebuie să credeți la fel de mult cât a crezut și Cristina Tudose atunci când s-a apucat să-l facă, de exemplu, pe evreul acela frumos din spatele nostru, pe acel domn pe care îl cheamă Wiesel și celălalt. E în partea cealaltă. Și celălalt autor de pasteluri important, Ștefan Lucian, îl făcuse pe hahamul din Moinești. La fel de frumos îl făcuse și pe hahamul din Moinești, cum a făcut și Cristina Tudose pe acest nobil domn Viză, cu pălăria lui de evreu și cu barba lui ușor neîngrijită.
De aceea, pentru asta, expoziția este frumoasă și este bună. Și credeți-mă, este și adevărată. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Iulian Bucur, pentru cuvintele și pentru introducerea în tainele acestei expoziții. Așa cum bine a subliniat Iulian, este o expoziție care te îndeamnă să te împrietenești cu tablourile expuse, mai ales că fiecare tablou are și un nume, poți înțelege mai bine ce a vrut să spună artistul, iar putem spune, după tablourile pe care le vedem în spate, Mihaela, Costel și Mireiță, da? Că sunt deja prietenii noștri, atât de bine i-a reprezentat doamna Cristina Tudose, care îi dau și cuvântul. Mulțumesc! Mă simt onorată de prezența dumneavoastră în seara aceasta. Am foarte mari emoții. Hai să aplaudăm. Vreau să vă mulțumesc că ați venit număr atât de mare. Vreau să le mulțumesc celor din biblioteca din Onești, pentru că m-au ajutat și a fost o colaborare extraordinară. Vreau să le mulțumesc celor care au crezut în mine și m-au încurajat să continui joaca mea cu pastelul. Într-adevăr, este o perioadă grea. Dar vreau să vă spun că mai mult de jumătate din această expoziție este făcută în perioada pandemiei. Și trebuie să profităm de orice moment, să facem ceva care să ne placă, ceva care să ne umple sufletul cu emoție pozitivă. Da, mi-a fost foarte greu anul acesta, pentru că n-am mai reușit să călătoresc, dar domnul Lee, Ahmed, Iusef, călugărul budist, sunt personaje pe care eu le-am creionat, le-am compus și cu care am comunicat în această perioadă grea. Sper din tot sufletul că expoziția din această seară și din această perioadă va fi pe placul dumneavoastră. Lucrările sunt de vânzare. Și 30% din ceea ce se va strânge va fi donat pentru o cauză caritabilă. Nu pot să spun mai mult pentru că am emoții foarte mari. Sper doar să vă placă și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine în acest moment important pentru mine. Și vă spunem că această expoziție va fi deschisă publicului până pe data de 20 noiembrie. Puteți să spuneți cunoștințelor, o să mediatizăm și noi pe paginile noastre. În fiecare zi intrarea este liberă, puteți să veniți și să vizitați și să aprofundați exponatele Cristinei Tudose. Dacă cineva din cei prezenți dorește să adreseze câteva cuvinte, să ne spună câteva vorbe, domnul Tripa, artist local. Nu pot să-l complet pe domnul Iulian. Vreau să vă zic doar atât. Noi, ca spunea la un moment dat, adresându-se practic oricui. Lumea vrea ca tu să joci un rol. Dar poate că tu vrei să scrii o piesă. Cristina a scris. Un act sigur. Mulțumesc. Altcineva? Vă rugăm. E momentul, dacă tot ne-am adunat, să ne și prietenim. Ia să spun și eu, dacă îmi dată.
Domnișoara Cristina Tudose este nepoata mea. Și i-am spus că... I-am spus lui noi cunoscut, un tovarăș director de bancă, zic, uite, fiica fratelui meu are expoziție de pictură și zic că în urmă cu un an jumătate, doi așa, spunea, vai, uite, ce bine că mă cheamă Tudose ca pe mama ta sau pe mama ta. Și zice tovarășul director, atenție, de acum probabil că o să zici tu că îți pare bine că te cheamă ca pe Cristina Tudose. Cristina a călătorit mult, călătorește. În Peru, în India, adică nu în același moment, dar a fost aproape cam peste tot. A văzut multe și chiar dacă originele sunt la Cașin, acolo unde sunt așa, Dumnezeu a dăruit Valea Cașinului cu de toate și se simte. Aș mai spune un dar, acea moștenire pe care a văzut-o tatăl ei, Gheorghe Tudose, cel care a cochetat și el cu pictura. Asta ca să căutăm totuși un filon și să explicăm cumva despre de unde și cum. Da, Cristina a crescut frumos. Se vede aici, crescută de mama ei, Lucica, și tatăl Gheorghe. Eu mă simt foarte mândru că e nepoata ta. Și a venit rândul, într-adevăr, să mă bucur că mă cheamă ca pe ea. Dacă nu mai sunt și alte completări, vă mulțumesc încă o dată. Sper din toată inima să ne vedem în curând, fie în cadrul stagiunii muzicale, fie în cadrul stagiunii teatrale, fie la un nou vernisaj sau o lansare de carte. Vă rog mult să ne urmăriți pe paginile de socializare și să ținem aproape. Vă invit în continuare să socializăm.